Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție de a emisiunii de zile. zilei. Trecem repede peste introducere pentru că este mult de vorbit. Astăzi l, l avem invitat în studioul nostru pe domnul Bogdan Balanișcu, ministru secretar de stat al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Bună ziua, domnul Balanișcu, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și vă mulțumesc <coughs> pentru invitație și bună ziua și celor care ne, ne urmăresc. Suntem în anul 2022 și avem din ce în ce mai multe probleme cu protejarea mediului. Există vreo politică știu cât o de cât coerentă la nivelul Ministerului Mediului, astfel încât să reușim să trecem peste acest moment destul de dificil. Da, e... E clar că avem probleme pe foarte multe paliere din punct de vedere al mediului și sunt chestiuni care, într-o formă sau alta, au fost, eu știu, ori n-a fost atenția cuvenită alocată pentru unele dintre ele, ori au fost egiversate, ori a fost lipsă de asumare de-a lungul, de lungul anilor. Avem și câteva chestiuni de infringement din partea Unii Europene exact. din punctul ăsta de vedere și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că dacă uh, suntem sinceri cu noi și vedem care sunt problemele, atunci avem și șansele ca să reușim să le, să le îndreptăm. Iar din punctul acesta de vedere, da, în ultimele luni de zile, cel puțin de când sunt implicat și eu în activitatea Ministerului, vă pot uh, exemplifica concret de pași importanți pe care -am, uh, pe care Ministerul Mediului i-a luat în, în acest sens. Fie că discutăm de componenta de păduri, fie că discutăm de componenta de deșeuri sau discutăm de componenta de, de ape. Haideți să începem cu pădurile că toată lumea. A văzut, vede și cred că va mai vedea, nu știu, sper să nu fie pentru mult timp, faptul că se taie copacii din România într-un ritm alert și destule transporturi sunt cu copaci tăiați ilegal. Ce putem face ca să stopăm acest fenomen? Eu uh, pot să vă spun ceea ce am început deja să facem la nivelul Ministerului, și anume faptul că vă dau doar unul dintre exemple. Am înăsprit partea de legislație. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a înăsprit parte de legislație pe această componentă. Adică în această fază se ajunge până la confiscarea mașinii care transportă material lemnos tăiat ilegal, se ajunge, bineînțeles, în componenta de dosare penale, amenzile sunt mult mai mari, avem sumal 2.0, a doua variantă a sumalului care este și aici trebuie, trebuie să fim corecți, trebuie să spunem ce nu e bine și ce e bine. Sumal 2 este cel mai avansat sistem de monitorizare you <laughs> și de control, să spunem, din această perspectivă a materialului uh, lemnos la nivel european. Nu există nicio țară în Europa care să aibă un sistem de monitorizare la fel de bine pus la, la punct cum este suma al 2. Ăștia sunt câțiva dintre pașii importanți făcuți. Avem garda forestieră, unde iarăși avem pași importanți făcuți din această perspectivă. Este clar că această problemă de tăieri ilegale încă există în România. Prin acești pași o vom diminua. De eliminat, nu știu să vă spun în orizont de timp, dar este important ca fiecare pas pe care îl facem să ducă la diminuarea într-o cât mai mare măsură a acestei probleme. Iar coroborat cu această componentă, trebuie să venim și cu partea cealaltă, partea de împăduriri. Și din această perspectivă vă dau doar două exemple. Avem pentru următorul un an și câteva luni de zile un orizont de împădurire de 24.000 de hectare prin PNRR la nivel național. Uh -huh. Vom acorda, de exemplu dumneavoastră, dacă aveți o suprafață de teren mai mare de jumătate de hectare și doriți să o împăduriți, este un teren agricol, să zicem, sau este un teren cu probleme. Așa, dacă doriți să o împăduriți, veți putea accesa bani din această perspectivă și pe de o parte să o împăduriți, iar pe de altă parte veți primi câte 456 de euro în fiecare an pentru fiecare hectar timp de 20 de ani. Este o politică prin care creștem suprafața împădurită a țări. Iar în următoarea etapă, până la finalizarea PNRR-ului, vom avea încă un orizont de timp, de deci 24.000 de hectare plus încă 31.000 de, de, de hectare. Să înseamnă undeva la vreo 50 de de hectare, pentru care dacă am umulțit cu 400 de euro, haideți să nu punem mult, 456, 400, nu? punem 400 sumă rătundă, înseamnă 51 de milioane ori 4, 204 milioane de euro în fiecare an. Da. Pentru acele... Bine, ei sunt în etape, 24.000 în următorul an și ceva, și apoi. 31. Deci, undeva după vreo 2 ani de zile, ar trebui uh -huh. 204 milioane de euro pentru acele 51.000 de hectare împădurite. Uh -huh. Nu e o sumă prea mare, dar este o. Un... 400... Vă referiți ca buget total? Da, uh -huh. da. dar uh, reprezintă un lucru foarte bun. Acum vreau Este să vă... pentru prima dată în România când avem un mecanism de încurajare a împăduririlor în acest fel. Că până acum ce se întâmpla? Erau, de exemplu, unele suprafețe agricole care nu erau folosite. Și era mai atractiv pentru unii ca să țină acea suprafață agricolă da. și să ia subvenție de pe, de pe apia decât să o împădurească. Corect. Uitați că, din punctul ăsta de vedere, am echilibrat situația astfel încât să devină atractiv să o și împădurești. Dar timp de 20 de ani. Bine, acum... nu, Lăsați cu 20 de ani. Vreau să vă întreb totuși un lucru. Cel care vrea să-și împădurească terenul, are 5 uh, hectare, râpă, tot zice păi, nu pot să-l folosesc, vreau să-l împăduresc. Trebuie să apeleze la un specialist să zică, mă, aici trebuie să pui frasin sau stejar da, sau se face sau un plan de împădurire cu entitățile care sunt specializate în acest sens. Garda forestieră vine și ea la cunoștință de această chestiune, monitorizează în fiecare an acele parcele care sunt împădurite, astfel încât să ne asigurăm că, într-adevăr, cine a împădurit, în continuare va avea pădure. Plătește și acea pădure ceva, plătește va avea ceva proprietarul pentru informațiile care le primești sau pentru sfaturile sau știu eu, pentru faptul că îi se spune, domnule, acolo trebuie să pui tei sau nu știu ce, Planul respectiv de împădurire este un document oficial, este un plan ca să zic, în partea de construcție care se realizează. Uh -huh. Sunt prevăzute inclusiv uh, fonduri astfel încât beneficiarul să nu trebuiască să uh, se chinuie, să spun așa, din această perspectivă. <coughs> Și mai mult decât atât, așa. uitați tot de acest plan de împăduriri de care discutăm. O altă componentă sau un alt uh, teren eligibil, ca să spunem așa, sunt pășunile permanente. Știți că în România da. avem uh, suprafețe de teren care sunt declarate pășune Corect. și au un regim special din această perspectivă. Prin cadrul legislativ care a fost deja adoptat, adică discutăm de chestiuni care sunt la nivel de comisii sau sunt chiar la nivel de uh, vot în, în, în Parlament prin propunerea respectivă, acele suprafețe de pășuni permanente care nu mai sunt folosite. Iar la nivel național realitatea aceasta este. Numărul de efective de animale a, a scăzut. Da. Și avem în mediul rural suprafețe mari de teren care sunt trecute ca pășuni permanente care au început inclusiv să se auto cu tot felul de arbuși, de scaieți, da, da, da. de alte chestiuni, de alte plante din din, din zona aceasta terenul respectiv devine eligibil pentru împădurire, astfel încât îl luăm și îl fructificăm din punctul ăsta de vedere, iar proprietarul acelui teren este eligibil ca să primească această subvenție anuală timp de 20 de ani. Foarte interesant. Dar totuși, cei care ne urmăresc spun, domnule, cum putem să facem să oprim tăierea? Adică, haideți că, să vă dau un exemplu concret. Știu că în Germania și în Austria, dacă vrei să tai un copac, vine o comisie și zice, da, domnule, ăsta poți să-l tai, dar arată-ne că ai plantat alți trei copaci. Dacă a încălcat legislația în Germania sau în Austria, de asta nemții și austriecii sunt principalii proprietari de pădure la noi. Există un, o, un judecător silvic, aș putea să-i spun, unde el judecă aceste cazuri. Ai venit, demonstrează garda forestieră bă ne-a la cinci copaci, face asta un calcul, zice băne, șase luni închisoare. Hai, la revedere. Noi trebuie să fim echilibrați din acest punct de vedere. Și trebuie să învățăm și să luăm din modelele, din modelele europene, să învățăm ce este bun, astfel încât să facem bine pentru țara noastră și pentru noi care locuim în această țară. Uh -huh. uh, Problema în România este că, într-adevăr, au fost pentru foarte mulți ani de zile la rând de frișări de da, mare se numește. Discutăm inclusiv în spațiu public de o mafie a lemnului, da? discutăm de tot felul de aspecte de acest tip. Este clar că acestea trebuie oprite cu fermitate. Și la nivelul Ministerului s-au luat diferite măsuri și în acest sens. Vă dau un exemplu. Nu mai pot fi făcute exploatări noapte. Deci din start am interzis noaptea transportul de materiale lemnos prins, din zona clar. forestieră. Da. Avem Sumalul care vine exact în acest sprijin și invit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc să reclame în Sumal de fiecare dată când văd o mașină care are material lemnos încărcat. Da? În egală măsură, lemnul este un produs al pământului, cum este și un produs agricol. Corect. Și atunci, din această perspectivă, noi trebuie și avem angajamente, inclusiv la nivel european, de ceea ce înseamnă suprafața noastră de terenuri împădurite. Noi trebuie să ne o păstrăm și să o creștem, și vedeți da. măsurile concrete, dar, pe de altă parte, avem nevoie și de lemn pentru. Vă dau un exemplu. În mediul rural. Principala sursă de încălzire este lemnul. lemnul. Da? Și atunci nu putem să uh, întrerupem sau să oprim orice formă de exploatare, nu. ci trebuie făcută cu echilibru, astfel încât. Să ne păstrăm suprafața forestieră, să ne păstrăm aerul curat, să păstrăm oxigenul, să păstrăm frumusețea naturii, să păstrăm habitatele pentru diferite specii de, de animale și de păsări, dar în egală măsură să avem și produsul lemn care poate fi exploatat, fie că este vorba pentru o familie săracă din mediul rural ca lemn de foc, fie că este vorba pentru dumneavoastră care stați acum pe un scaun de lemn. Prelucrare, da? da, 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 pentru Ei, a da, aici că aici ce este important în ceea ce înseamnă partea de exploatare, cum se face partea respectivă de exploatare, astfel încât să fie corectă, legală și să păstrezi această balanță de care discutăm. Pe de o parte. Pe de altă parte este foarte important ca țara noastră să nu mai să nu exporte buștean. Aici, aici să ajung pentru că ne pierdem din punct de vedere economic, noi exportăm materie primă. Și iată că și din această perspectivă și o să revin la acest subiect, dar inclusiv cum se face exploatarea lemnului. Cu ce tipuri de utilaje? Că vă dau un exemplu, dacă intrăm în pădure și asta se întâmplă, intră firme de exploatare în pădure, legale sau ilegale, da, firmele respective, intră cu un taf care e de 60 de ani vechime, da, care este un util pentru exploatare Oricum, forestieră. Poluiază, zona... poluiază distruge, etc., etc. Deci este un aspect la care trebuie să ne gândim și din punctul ăsta de vedere, colegul meu de partid, Adrian Chesnoiu, care este Ministrul Agriculturii, a reușit să găsească o soluție astfel încât, din punct de vedere tehnic, cei care exploatează să poată să-și facă update sau să aibă acces să-și updateze tehnologia Putinajele. cu care fac această da. exploatare, ca să poluăm mai puțin, să distrugem mai puțin. Din punctul, din punctul acesta de vedere, iar revenind la ceea ce înseamnă uh, uh, partea de prelucrare a, a lemnului, și aici am avut tot felul de discuții, pentru că una dintre uh, responsabilitățile pe care le am la nivel de minister este relația cu Parlamentul. Correct. Practic, sunt secretarul de stat care asigură legătura între minister și Camera Deputaților și Senat pe absolut tot ceea ce înseamnă flux legislativ. Uh -huh. Adică fiecare hotărâre, ordonanță sau interpelare de la un parlamentar sau propunere legislativă trece din punctul acesta de vedere și prin mine și mă bucur pentru că în felul ăsta pot să fiu implicat în toată plaja de Aveți activitate a ministerului. Da. Nu am ceva specific, ci le-am pe toate la, nivelul, la da. nivelul acesta. Deci, spuneam din punctul ăsta de vedere și aici trebuie să avem mecanismele prin care să încurajăm la nivel național o prelucrare a lemnului și nu exportul exportului ca, ca materie primă. Pentru că e un lucru pe care cred că îl știe fiecare dintre cei care ne urmăresc. Dacă exportăm materie brută, nu o să avem decât costul de exploatare Atec. care rămâne în economia țării. Dacă ne ducem în zona de produs finit, atunci, din punct de vedere economic, creăm locuri de muncă, aducem bani la bugetul de stat, creștem valoarea vieții noastre din punctul acesta de vedere. Și vă spune un om a cărui mama a fost zeci de ani contabilă la o fabrică de mobilă. Da. Acum, nu trebuie să le spuneți, că toată lumea știe, domnule, în momentul când, ca și cum, domnule, exportăm grâu, în loc să facem făină, din făină să facem pâine sau paste, poftim, facem paste, și exportăm la Italia în paste, doamnelor și domnilor, doamne ajută. Bun, Asta cu pădurile, pentru că într-adevăr toată lumea așteaptă să vadă ceva concret, să oprim aceste tăieri legale. Acum trebuie să recunoaștem că va mai dura, dar măcar s-a început. Este un proces de durată, dar uitați, prin exemple concrete, măsuri concrete pentru diminuarea fenomenului deci început, de tăiere ilegală și în egală măsură, măsuri concrete pentru creșterea suprafețelor forestiere. Exact, s-a început. Ăsta este un lucru bun, că până acum nu prea am văzut cineva zică, gata domnule, începând de asta să facem așa. Haideți să trecem puțin la... Gestionarea deșeurilor care ne termină, plătim infringement dacă nu mă înșele, 100 de mii de euro pe zi în fiecare zi pentru faptul că nu colectăm selectiv. Dar trecem peste faptul că, doamnelor și domnilor, în cadrul acestei emisiuni, dacă nu, până acum sunt cel puțin 50-60 de emisiuni în care v-am explicat cum trebuie colectat separat. Nu este, trebuie făcut un, un minim de efort și veți vedea și rezultatele. Dar eu vreau să vă întreb altceva despre firmele care colectează deșeu feros, metale, care dezmembrează autoturisme. Domnul secretar, sunt îngrozitori unii dintre ei care nici măcar nu au autorizație pentru dezmembrat autovehicule le rup bucăți, varsă uleiuri, freon, tot ce, tot ce alte componente care sunt în autoturisme și dau și foc la cap. Aia este problema cea mai gravă, pentru că din uh, aceste activități ilicite de dezmembrare a, a autoturismelor, partea de incendiere a, de a deșeurilor este unul dintre factorii poluanți în anumite comunități. Și factor poluanți semnificativ, pentru că sunt acele tipuri de plastic care intră în componența unei exact. mașini, care prin ardere degajă gaze toxice. Da? Uh, este un fenomen care, din păcate, în România a ajuns să fie prezent la o scară destul de largă, Foarte. dar este un fenomen de care am început să ne ocupăm. Și iarăși vă spun prin chestiuni concrete, că eu cred că pe cei care ne urmăresc acum, interesează lucrurile concrete, exact. nu declarațiile politice. Modificarea legislativă făcută în aceste luni de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Incriminăm arderea de deșeuri. Deci, dacă dumneavoastră mergeți și dați foc la un deșeu, sunteți pasibil de închisoare. Da, dar trebuie să fiu prins. Trebuie să fiți și prins iar această chestiune, de această chestiune se ocupă colegii la Garda Națională de Mediu. Și din punctul ăsta de vedere, invităm pe oricine care vede incendieri de acest tip să semnalizeze pe 112 și intră pe fluxul cu poliție, cu Garda Națională de Mediu, așa cum trebuie fluxul instituțional. Bun, vă opresc puțin, pentru că ceea ce a spus acum este interesant, dar dar. Garda de Mediu de Mediu sâmbătă și duminică nu lucrează. Dacă îmi permiteți, este unul dintre subiectele pe care chiar vinerea aceasta le-am discutat la, la Iași cu colegii de la Gada Națională de uh -huh. Mediu Iași. Am avut o discuție cu domnul comisar de acolo și cu câțiva dintre colegii domniei sale, iar unul dintre subiecte a fost exact acesta. Ce facem din punct de vedere al gărzii naționale de mediu pentru că programul de lucru al uh, lor nu acoperă și celelalte două norme dintr-o zi, să spun. Exact. Și este o chestiune care ne preocupă și este o chestiune pe care am uh, discutat-o și la nivelul ministerului cu reprezentanții sindicatelor, pentru că un alt lucru de care mă ocup la minister este dialogul, componenta de dialog social. Corect. Și am avut discuții și cu reprezentanții de la uh, ANAR, cei care se ocupă de de partea de ape și cu reprezentanții de la Garda Națională de Mediu și celelalte structuri, astfel încât să vedem cum putem să echilibrăm aceste chestiuni. Dar cei uh, în zona de realizări, să spunem, deci, acestea sunt în fază de discuții, căutăm soluții din perspectiva asta, dar uitați că, de exemplu, la nivelul Gărzii Naționale de Mediu am reușit, în lunile trecute Ministerul a reușit și domnul ministru și cu permisiunea noastră vreau să aloc aceste merite domnului ministru uh, Tanțoș pe componenta de, de Minister al Mediului Apelor și Pădurilor. Uh, am reușit să echilibrăm din punct de vedere financiar pentru comisarii Gărzii Naționale de Mediu, pentru că sunt comisari și erau din punct de vedere financiar lăsați foarte mult în urmă ca parte salarială. Am înțeles. Încercăm acum inclusiv din punct de vedere al dotărilor, adică discutăm la nivelul Ministerului Mediului și nu numai pentru Garda Națională, ci în diferite componente. Că mai avem și Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate, da, o instituție da. foarte importantă care se ocupă exact de arele protejate. Discutăm de Garda Forestieră, apropo de subiect care trebuie să fie. Gândiți-vă ce înseamnă dotări. tehnologizare și garda, avem da. în, în, în discuție acest subiect. Tehnologizare de exemplu cu drone care au cameră termo, astfel încât exact. stă reprezentantul de la garda forestieră pe un drum forestier și, și poate să acopere o exact. suprafață de câțiva, chiar, kilometri pătrați cu camerele termo calibrate, știe dacă este activitatea umană exact. sau dacă sunt uh, animale din pădure. Deci e vorba și de o eficientizare din acest punct de, de vedere. Iar altă chestiune care mă preocupă pe mine din punctul de vedere al... Uh, activității agențiilor sau structurilor subordonate este cum putem să digitalizăm ceea ce se întâmplă la nivelul lor astfel încât interacțiunea, de exemplu, dintre bazele de date ceea ce are în bază de date Agenția pentru Mediu, care eliberează autorizațiile de mediu, versus ceea ce face Garda Națională pentru Mediu, care se duce în control. Corect. Și cum putem sincroniza la nivel național, pentru că unele dintre aceste incidente, fie că e vorba de deșeuri sau de componentă forestieră, nu sunt chestiuni care se opresc la nivelul unui UAT, dar și la nivelul unei comune sau unui oraș ci sunt inclusiv interjudețene. Da, da. Leacă dintr-o parte, dintr-un județ în și sfârșește în alt, în alt județ. Și atunci este nevoie de o interconectivitate din, din, această, din această perspectivă. Cu siguranță sunt multe provocări. Bun, dar eu vreau totuși să vă întreb un lucru, pentru că nu am auzit până acum, eu recunosc, nu am auzit până acum ca cineva care a fost prins dând foc la deșeuri așa, să fi fost și condamnat. Păi, n-ați auzit? Pentru că până acum câteva săptămâni în urmă, în România, această chestiune era contravenție. Și asta și vă spuneam. Că noi, astăzi, Ministerul Mediului, Apelor și depus Pădurilor, parlament? nu mai că am depus, Ce a fost votată lege prin care arderea de deșeuri devine infracțiune și este pedepsită penal. Bun. Faceți de închisoare ce? pentru de această ce? chestiune. De ce nu încercați să modificați? Deci, la mine, chestia asta stă pe, pe creier, cum se spune. Domnule, un judecător. Care judecă aceste fapte legate de protejarea e nevoie, mediului. e nevoie de o specializare, inclusiv din punct de vedere juridic. Tocmai. Cu, să spunem, cu aplecare către componenta de mediu. Pentru că o să avem tot felul de speți. Și vă dau exemplu de una. Să spunem că avem un transport, da? Este un tir care intră în România cu o marfă, da? Și face tranzit. Și se duce în Republica Moldova, că în Ucraina acum e un pic e mai, greu mai greu din dar... cauza tragediei de acolo da? Ajunge în Republica Moldova, din Republica Moldova se întoarce înapoi în România pentru că a fost refuzată marfa Republica Moldova. Să zicem, Cred. da? Pe fluxul respectiv de hârtii, trebuie să vedem ce se întâmplă și ce marfă este acolo, cine are competența și ce poate să facă, cum putem să venim cu analiza mărfii pe loc, on the spot, la intrarea în vamă, astfel încât să împiedicăm intrarea deșeurilor în România. Dar, apropo de această chestiune, o altă măsură luată de Ministerul Mediului a fost aceea de a limita numărul de puncte de frontieră prin care pot intra deșeuri în România. Acum nu mai pot intra deșeuri, deci, ca declarație vamală, în România, prin orice punct de frontieră. Și, anticipez poate o întrebare a dumneavoastră sau a celor care ne urmăresc, sunt oameni care se întreabă, dar de ce să importăm deșeuri? Păi asta este. Păi una dintre chestiuni este legată de faptul că dacă noi avem o politică cum trebuie pe importul de deșeuri, deșeurile respective intră în cadrul economiei circulare. Adică reprezintă o materie, ma materie primă, primă pentru primă. diferite... Pentru că dacă importăm, de exemplu, o mașină, să spunem, da, care este uh, intrată în țară ca deșeu, acea mașină, prin ceea ce înseamnă procesul de recuperare de materiale din ea, nu spun în totalitate așa, că sunt unele materiale care nu le recuperăm. Și aici trebuie să fie limita legală între ce putem să permitem să importăm și ce nu. Că Pentru că scopul... au fost cazuri în care transportul cu deșeuri s-au dovedit a fi deșeuri periculoase, care au fost da, Lăsate chiar mai rău, deșeuri periculoase și aruncate pe câmpuri aruncate sau abandonate câmp. prin, prin diferite spații. Și de aceea avem nevoie de acest cadru legal în care, dacă faci așa ceva, faci pușcărie, în care, dacă faci așa ceva, România îți confiscă inclusiv mașina. Corect. Deci este o nouă modificare în cadrul legal făcută tot de actualul minister prin care se confiscă mașina, faci pușcărie pentru așa ceva, adică sunt acele mecanisme de care și instituțiile subordonate aveau nevoie și profit de fiecare ocazie să, ocazie să spună aceste chestiuni ca să înțeleagă fiecare care poate se gândește undeva în inconștientul lui să facă o ilegalitate de acest fel, că va fi aspru pedepsit. Perfect, suntem la finalul emisiunii și o ultimă întrebare, depășim puțin și timpul suplimentar, care ar fi... Orizontul de timp pe care îl vedeți dumneavoastră ca în România fenomenele acestea să se oprească, nu să scadă, să se oprească, după care să încercăm să le scădem ca și număr. Păi, cred că problema trebuie să o punem invers. Întâi începem pentru o diminuare a fiecărui flagel și a fiecărui fenomen, da? astfel încât să ajungem în România să nu mai discutăm că există o mafia deșeurilor sau există o mafia a, a lemnului. Da? da. Și prin exemple pe care vi le-am dat, cred că am reușit să prezentăm. Foarte exact. Ce înseamnă pașii concreți, fermi în acest sens. Acum, când reușim să oprim de tot un fenomen de acest tip, nu pot să estimez. Ce pot să vă spun este că avem preocuparea pe fiecare nivel, fie că e forestier, fie că este vorba de, de deșeuri, să venim cu cadrul legislativ care să asigure mecanismele ca aceste fenomene să fie diminuate cât mai repede. Știți care e marea problemă? Bine măcar că s-a început. Mulțumim foarte, foarte mult pentru și vă participarea mulțumesc la pentru oportunitate și pentru invitație. Domnului și doamne, suntem la finalul acestei ediții. Uh, am avut până acum, mai avem, dar nu o să mai avem mult timp, Mafia Lemnului și să știți că nu sunt vorbe învântate. văzut foarte, foarte multe emisiuni. Avem o problemă cu deșeurile și o problemă mare. Singura noastră speranță este că s-a început să se facă ceva în sensul de a opri fenomenul, nu de a-l elimina în totalitate, de a-l opri măcar și să scădem aceste, eu le spun, infracțiuni la, la absolut toate, indiferent că arzi sau furi sau tai copaci ilegal. De aceea, într-adevăr, acum au început să se facă primii pași. Putem spune că suntem la început, dar să sperăm că acest început va fi unul scurt, astfel încât să se treacă efectiv la stoparea fenomenului. Până data viitoare, cele bune!